Ghirlande multicolore din mii de becuri, instalații luminoase, LED-uri, neoane, playlist de Crăciun, oameni înfofoliți și veseli care forfotesc printre căsuțele de lemn, care vând obiecte de artizanat și de alegurii. Frigule mușcător, dar vânzătorii rezistă. Avem un încălzitor în spate și mai avem încă unul în pahar, deci ne descurcăm. Păi, ne ajunge, avem încălzitoarele la acolo. Ne-am pregătit pentru orice... Mereu suntem pregătiți, venim de 9 ani. Încă! Cim și... Te încălzi atâția ani. S-a pus oamenii în Siberia, amici! Lungi cărări de cauciuc traversează târgul. Prin interiorul lor trec sute de metri de cabluri electrice care alimentează căsuțele de lemn, roata, patinoarul și orice altceva folosește energie. O cantitate zilnică impresionantă, de altfel. Târgul consumă ceva energie electrică, aproximativ 1 MW. Doar că nu pot să spun exact, că variază. Poate azi consumăm mai multă, mâine consumăm mai puțină. Și nu elfii lui Moș Crăciun produc energia în Laponia prin magie. Cu generatoare, datorită generatoarelor. Avem 6 generatoare și unul de backup. Între târgul și rețeaua ne mai ajută și energie. Patinoarul, de exemplu, e ținut de Enel. Și nu, în interiorul generatoarelor nu sunt elfi care pedalează în timp ce inhalează praf. Minunat! Între 20 și 30 de litri pe oră. Motorină. Unele consumă chiar mai puțin, între 5 și 10 litri pe oră. Depinde. De exemplu, cele care țin food-ul, cam așa consumă. Între 20 și 30 de litri pe oră. În medie orară, toate cele 6 generatoare consumă în jur de 100 de litri de motorină. Zilnic, consumul târgului este de aproximativ 1000 de litri de motorină, cam cât 20 de rezervoare de autoturism. În 5 săptămâni, cât va dura târgul, se vor fi consumat în jur de 35.000 de litri de motorină cu noxele aferente și cu un cost de aproape 250.000 de lei.